Bine ați venit la Medicast, dialoguri sănătoase astăzi cu dr. Mihai Ionescu, medic primar chirurgie generală în cadrul Spitalului Medicover, chirurg de excelență în chirurgia metabolică. Bună ziua! Bună ziua! Discutăm informațiile cele mai importante pe care oricine ar trebui să le știe despre operația de micșorare a stomacului. Dar să luăm cu începutul. Ce este operația de micșorare a stomacului? Așa cum îi spune și numele, este o operație prin care micșorăm stomacul. Este la ora asta cea mai de succes intervenție chirurgicală din cadrul chirurgiei metabolice. Are un istoric de 20-25 de ani. Și inițial a fost o intervenție care era practic o primă parte dintr-o intervenție mult mai complicată, dar care s-a dovedit în timp că este suficientă sau este atât de eficientă, de sine stătătoare, și la mulți dintre pacienți s-a renunțat la a doua parte. Adică se făcea intervenția de micșorare a stomacului la momentul inițial, pacientul slăbea un număr de kilograme, după care se trecea la a doua parte, a doua operație. Care eficiența presupunea o parte de derivație intestinală, adică o parte de malabsorpție, adică se schimba direcția tranzitului intestinal printr-o redesenare a circuitului intestinal, un anumit bypass gastric. Și de ce s-a renunțat? Pentru că micșorarea stomacului era eficientă de sine stătătoare. Uh-huh. Și pacienții slăbeau atât de bine că nu mai aveau nevoie de o operație și a devenit în sine o operație metabolică. Și acum cum se realizează această operație? Este o operație laparoscopică, adică minim invaziv. Se realizează cu 4 incizii de 1 cm, durează 40 de minute, anestezia este generală, iar spitalizarea e de 2 nopți. Și așa cum îi spune și numele, practic scoatem între 70 și 80% din stomac, din volumul stomacului. Stomacul rămâne mic, tubular, seamănă cu esofagul care îl precede și limitează cantitatea de alimente pe care un pacient sau un individ o poate ingera la o masă. Sună foarte interesant. Mă gândesc acum care sunt persoanele care ar avea indicație pentru genul acesta de operație. Inițial, organismele internaționale care statuau rigorile acestei chirurgii au permis intervențiile metabolice, inclusiv pe cea de micșorare a stomacului, la pacienți cu indice de masă corporală peste 40 și pacienți cu indice de masă corporală peste 35 plus comorbidități asociate. Acum se consideră ca fiind sigură și la pacienți care au indice de masă corporală peste 30, adică obezitate gradul 1. Dar mai pot fi și alte motive în afară de indicele de masă corporală care ar putea îndemna un pacient către această operație? Motive sunt destule, doar că indicele de masă corporală este o rigoare fără de care nu putem face o anumită indicație, pentru că există o anumită tendință din partea anumitor pacienți de a abuza de indicațiile chirurgicale și atunci ne trebuie, pentru siguranța actului medical, anumite rigori. Să vorbim despre cum ajută operația de micșorare a stomacului pacientul, nu doar din punct de vedere al obezității. Palierele pe care acționează această intervenție sunt în principal două. Un pacient pierde excesul ponderal în proporție de 70%, practic devine normoponderal, și odată cu asta își ameliorează sau își vindecă majoritatea bolilor asociate obezității, dacă ele există la momentul inițial. Ceea ce s-a dovedit și e foarte interesant este că, spre exemplu, diabetul, mai ales, de fapt, cel de tip 2, care vine la pachet cu obezitatea după anumită greutate sau vârstă a pacientului, se vindecă într-un ritm mult mai accelerat decât este curba de scădere ponderală. Asta ne arată că există mecanisme intrinseci care sunt în plină cercetare la ora actuală vis-a-vis de cum ajută micșorarea stomacului să se vindece diabetul, nu doar prin restricție alimentară. Dar greutatea, cum se pierde? Ce se întâmplă practic după operația de micșorare a stomacului de pacientul ajunge să piardă această greutate? Păi destul de simplu, pacientul mănâncă mult mai puțin. Pacienții ajung după 3-4 luni atunci când se presupune că s-a stabilizat volumul stomacului la a mânca nici măcar jumătate din volumul de alimente sau dintr-o porție pe care o aveau înainte de operație. Mâncând puțin, restricția calorică este importantă,
pe cale de consecință pacientul slăbește. Care sunt beneficiile pe termen lung? Vorbind de ani de zile. Aș putea concluziona prin a spune că un pacient normoponderal are o speranță de viață mai ridicată cu 7-10 ani decât un pacient obez și asta ar fi sumumul efectelor. În general, un individ care mănâncă puțin trăiește mai mult decât un individ care mănâncă mai mult. Studiile arată că există o sumă de condiții pe care dacă un individ le întrunește, are o speranță de viață mai ridicată. Iar obezitatea este un principal factor de scădere a speranței de viață. Cum arată procesul de recuperare? Procesul de recuperare este unul destul de ușor, comod, pentru că operația se face laparoscopic și asta e o mare calitate a intervențiilor sau abordului laparoscopic în general. Orice intervenție minim invazivă are dureri postoperatorii mult mai mici decât operație deschisă, mobilizarea postoperatoriei rapidă, astfel că pacienții, dacă sunt operați în prima parte a zilei, după amiază se ridică din pat, fac primii pași după amiază, iar reintegrarea socială se poate face undeva la 5-7 zile după operație. Astfel că nu este o operație care să scoată pacientul dintr-un circuit social sau al efortului depus. Vorbind de perioada postoperatorie, care este importanța nutriției și suplimentelor alimentare după operație? Importanța din punctul meu de vedere este una relativă, astfel că necesarul de suplimente pe care îl recomand se rezumă la o lună postoperator, după care la controlele periodice la 2 luni, 5 luni, 12 luni, în funcție de testele de sânge efectuate, eu nu suplimentez punctual vitaminele și mineralele care se află în deficit, nu în mod generic, pe termen lung, cu multivitamine și multiminerale. Cum este susținut un pacient postoperator de către echipa care a săvârșit actul medical? De actul chirurgical în sine mă ocup eu îi voi vedea din punct de vedere chirurgical, iar apoi colegii mei care se ocupă de nutriție și consiliere psihologică îi pot consilia pe termen mediu și lung în funcție de necesități. La Medicover e vorba de un abord multidisciplinar al chirurgiei obezității? Absolut, doar așa obții rezultate pe termen lung, rezultate stabile, statistic semnificative. Ce alte efecte nemedicale ar avea operația de micșorare a stomacului asupra pacientului? Mă bucur că mi-a spus întrebarea asta pentru că a oferi sau a reda unui pacient o viață normală nu înseamnă numai efecte din punct de vedere medical, ci mai degrabă și din punct de vedere psihoemoțional, social, pentru că obezitatea vine la pachet cu o anumită scăderea stimei de sine, o stigmă socială, judecata din partea celor din jur. Iar pacienții suferă sau trăiesc chestia asta zilnic, dar nu știu cum ar trebui să o rezolve și atunci ei slăbind se pot reintegra social mult mai bine, crește încrederea în sine. La domni și domnișoare tinere, unde aspectul este la fel de important ca la bărbați, dar poate este mai degrabă evident la vârsta tânără, se observă o creștere a stimei de sine și o integrare în mediul social mult mai bună. Din practica dumneavoastră, există un stigmat al persoanei care vine să facă o operație de genul acesta? O decizia de a veni la medicul chirurg este o decizie grea pe care o ia pacientul cu obezitate? Este extrem de grea, pentru că dacă ne gândim că, în general, chirurgia este acceptabilă în mod personal atunci când ai o problemă acută, când știi că ți se pusă viața în pericol, obezitatea nu este, mai ales în România, văzută ca pe o boală reală, ceea ce ea este de fapt, ci ca mai degrabă o problemă de aspect, și iar aspectul este o parte mult prea mică din boala în sine. Și atunci, da, pacienții vin după un proces îndelung și destul de dureros de decizie. În general, cei din jur îi descurajează, chiar și unii medici, colegi de-ai mei fac asta, spunând că trebuie să poată să slăbească prin metode conservatoare. În general, este supraestimată ambiția și toți sunt judecați cum că n-au ambiție și că dacă recur la operație, practic, undeva în spate e un eșec al puterii personale, ceea ce mie mi se pare o falsă problemă.
pacienții sau ca să te operezi fără să ai viața în pericol, este un mare curaj. Și atunci eu, în ghilimele, aș acuza de un mare curaj pe acești pacienți. Pentru că una este să te operezi când n-ai de ales și alta este când este o alegere liberă. Deci nu vorbim de o cale ușoară. Ei nu aleg calea ușoară și să slăbești nu este atât de ușor atunci când ai obezitate. Din punctul meu de vedere, nu. Aleg calea complicată. Ok, poate nu toți suntem făcuți să fim ambițioși la sală. Poate că mâncarea este un refugiu pentru mulți. E foarte simplu să acuzi pe cineva că n-are ambiție, dar a venit să te operezi, după părerea mea, denotă un mare curaj. Cum pot fi asigurate siguranța și succesul operației de micșorare a stomacului din punctul de vedere al echipei medicale? Păi ar trebui, în primul rând, să știm foarte bine ce facem și asta presupune ca un medic să se supra-specializeze în ceea ce face. Chirurgia metabolică e o chirurgie de nișă, presupune o atenție specială, presupune a te rupe un pic parțial de chirurgia generală și a dedica mult timp acestei ramuri. 2. A lucra într-un spital unde ai toate dotările necesare, unde rigoarea medicală este regula și a fi, evident, avea la dispoziție dispozitive tehnice necesare, pentru că este o chirurgie abdominală avansată. Dacă e să ne luăm după internet, să căutăm pe Dr. Google operația de micșorare a stomacului, vedem că este tratată ca o operație cumva foarte ușoară, cu costuri din ce în ce mai reduse. Cât de adevărat este în practic acest lucru? Din punct de vedere subiectiv al pacientului postoperator, ea este o operație ușoară. În realitate, ea nu este o operație ușoară chirurgicală, este o operație medie-mare. Atunci când scoți laparoscopic 70% din stomac, nu se numește că e o operație ușoară. Și există tendința, mai ales când abordul comercial medical e foarte des întâlnit, să minimalizezi sau să bagatelizezi chirurgia în sine, ceea ce e greșeală. Mulți pacienți mă întreabă dacă ar putea pleca în ziua operației acasă sau a doua zi. Asta denotă că e o anumită judecată ușoară vis-a-vis de chirurgia în sine. Dar, într-adevăr, fiind laparoscopică, ei nu resimt ca pe un mare procedeu chirurgical. Atunci recuperarea ușoară, nivelul de dureri e minim, ca atare percepțiilor e una ca după operație ușoară. Am înțeles, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Operația de micșorare a stomacului este o intervenție chirurgicală importantă, așa că să ne alegem cu atenție medicii și locul unde ne operăm. Pentru o viață sănătoasă și liniștită. Pe curând!